Epidemiologii japonezii avertizează pe organizatorii Jocurilor Olimpice și le cer ca acestea să fie ținute fără spectatori. Organizatorii vor decide luna aceasta dacă evenimentul care a fost deja amânat timp de un an din cauza pandemiei va fi deschis și spectatorilor sau nu. Jocurile Olimpice vor începe pe 23 iulie după ce torța olimpică va ajunge la Tokyo. Tokyo Olympic Victory Japan. Torța Olimpică a străbătut ieri cea de-a 40-a prefectură din cele 47 pe care le parcurge înainte de a ajunge la Tokyo, unde vor fi organizate anul acesta jocurile olimpice. După ce restricțiile au fost prelungite în Tokyo și alte 7 prefecturi, epidemiologul șef al Japoniei a cerut organizatorilor ca evenimentul să fie ținut în condiții de maximă siguranță. リスクとしては、やはり会場内の感染拡大については、無感覚、観客を入れないという方法が感染リスクが低くて、これがも望ましい方法だと私たちは考えております。私たちは、このような感染リスクをお持ちの方法で、このような感染リスクにつ că acesta pare mai important decât sănătatea oamenilor. Chiar și așa, organizatorii sunt hotărâți să continue și spun că vor face tot posibilul ca spectatorii să fie în siguranță. <fie> Organizatorii Jocurilor Olimpice au declarat că ar fi mai sigur ca evenimentul să fie ținut fără spectatori, dar și că multe alte evenimente sportive au avut succes în organizarea acestora cu public. Totuși, va exista un număr limitat de participanți, mai exact maximum 10.000 de persoane. Dacă însă numărul celor infectați cu coronavirus va crește exagerat, organizatorii vor interzice accesul spectatorilor la Jocurile Olimpice de anul acesta. Hvala.